Bună seara, mult bună seara! Mulțumim! Câtă atmosferă aici, îmi place că sunteți plini de viață. Suntem aici să cântăm în deschidere la premiile One Music Channel, Romanian Music Award, să facem cunoștință. Junkie, Miță, eu sunt Biță. Se poate mai bine. Și sună cam așa. Fuck for life. Fuck for life. Nu știu ce credeai, frate, ce-ți imaginai. Și voi punk for life. Poți să alegi din hip-hop-ul de Rastafari. Punk for life. Nu știu ce credeai, frate, ce-ți imaginai. Punk for life. Poți să alegi din hip-hop-ul de Rastafari. Nu ne judeca greșit. E o simplă stare de spirit. Stau când ar trebui să aleg și mă împiedicesc când ar trebui să merg. Oare stau eu cu capul în jos sau e toată lumea întoarsă pe dos? Mă judecă alții când nu mă judec eu și mă rup cu aceeași plăcere. Nu te panica, nu privi cu teamă. Underground-ul e o mentalitate, nu o haină. Dacă spui o șapcă, nu te face rapper. Dacă spui un costum, poți să fii sucker. Mă pregătesc să lansez în vreo 3-4 săptămâni, sper, pe site-ul meu, pe www.bita.ro. O să apară cel de-al patrulea album, Sufletul Orașului. Multe track-uri, 17 track-uri, mulți invitați. Junkie, Loredana, Adrian Despo de la Vița de Vie, Grasu, Faibo, Cedric, Carbon, Afori, Guess Who, sunt mulți. Numai tovarăși. Ok, pe Junkie l-avem aici. Salut! Bună seara! Care e povestea? Care, cum? O spune el, o spui tu? Adică cum ați ajuns? Să-i fac așa o scurtă prezentare. Exact. Junkie, în primul rând, este un foarte bun prieten de-al meu. Ne place să facem muzică împreună, mergem în concerte de câțiva ani împreună și el pregătește la rândul lui un material care o să sune foarte bine, o să lucrăm tot împreună. Pe album o să apară doar pe o piesă, dar piesele pe care le-am făcut împreună sunt mult mai multe la număr. O să apar și pe albumul lui, care o să fie lansat undeva în jur de jumătate de an, 3/4 de an. În concerte, practic, avem zeci de sesiuni împreună, negative, strofe împreună. Pur și simplu e genul ăla de echipă pe care o facem când vine vorba de muzică și de concerte. Și e o echipă care funcționează foarte bine. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm foarte mult că ne aflăm în această seară aici și sperăm să vă distrați cu noi, da? Și începem distracția cu melodia Te joci cu mine! Yeah! Alerg pe plajă cântând, visez pe aripi de vânt. Cer să mă ridic. Tu nici nu știi că exist. Fiind mai aproape, insist. Mă privești, nu spui nimic. Te-aș fur. Și voi? Și suntem la Băneasa Shopping City alături de Andreea Bălan, care tocmai a susținut un concert de milioane. Ai reușit să aduni lumea, ai reușit să-i faci să cânte. Ești mare! Ce faci? Bună! Mulțumesc frumos! Am reușit să-i fac să stea cu sufletul la gură, că era petrișor să mă scape de vreo două ori. Am văzut pe o șină atât de mică, ați făcut niște tumbe și niște chestii de a-ți rup gura târgului. Am făcut o mică parte din show-ul nostru, aici am cântat mai puțin, dar am făcut o mică parte din show-ul nostru mare, pe care îl promovăm acum și cu care mergem în țară. Și ne-am simțit foarte bine, publicul a fost extraordinar, e pentru prima oară când am cântat aici în mall și a fost foarte bine. Am văzut, dar chiar cântau piesele, am zis, băi, nu poți să crezi și la Biță nu prea au mișcat, stăteau așa, dar la tine s-a făcut grămadă. Bravo! Eu am cântat toate melodiile mele cunoscute, care au avut un videoclip și probabil urmărind posturile muzicale, mai știau versurile și le cunoșteau. Măi, baftă, mulțumim frumos pentru
cum zic eu, pentru gălăgie ai reușit. Mulțumesc. Și ne vedem curând. Hai. Schimb de vicii, nimic anormal, caut în continuu o ieșire din banal. După set la imaginație poți, fără vicii am fi doar niște roboți. Și schimb de vicii, nimic anormal, caut în continuu o ieșire din banal. După set la imaginație poți, fără vicii am fi doar niște roboți.